Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la Cafeaua de dimineață. O nouă săptămână, o nouă zi, noi probleme cu care ne confruntăm cu toții. La nivel național, vedeți că avem acest protest al, nici nu știm al cui, transportatori, fermieri. Cert este că lucrurile sunt destul de, cum să vă spun eu, ciudate din punctul de vedere al organizării, dar vom vorbi și despre asta pe parcursul emisiunii de astăzi. Lumea așteaptă să se așeze lucrurile din toate punctele de vedere, este an electoral, de aceea totul se învârte, indiferent cum am vrea noi, în jurul acestei activități numită politică. Totul se învârte în jurul acestei activități. Din acest motiv, începem săptămâna astăzi cu politică, adică cu președintele Partidului Național Liberal Fiteara Neamț, domnul George Lazăr. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Vale, și dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Nu știu dacă e bine că începem cu politică. Asta mă gândeam și eu după cum ați început dumneavoastră. Nu știu dacă e bine că începem cu politică, dar... Oamenii, lumea și așa, în general, au o zonă în care nu prea mai iubesc politicienii sau politica în general și de asta... Păi nu, da. Cum să vă spun, anul ăsta, indiferent, e cam bancul ăla cu bulă, s-a învârtit și tot la politică au ajuns. Deci, nu știu, așa. Deci, anul ăsta orice are o conotație politică. Orice, păi, lucru. E an electoral în România. Da. E, și atunci, un an complicat anul ăsta. Și atunci eu vă propun să începem și să ne distrăm emisiunea asta. Adică la început. Cum? Și la sfârșit. De ce? Păi nu, și la sfârșit. S-ar putea să nu ne distrăm. Începem într-o notă optimistă, acum și terminăm într-o notă pesimistă. Păi nu. Nu știu dacă ați văzut, în ultima săptămână avem o discuție în județul Neamț despre cofetari. Despre cofetari politici. Adică ăia care fac blaturi. Da, am citit ceva, da. Și vroiam să vă întreb, vă rog, care este diferența, din punct de vedere politic, dintre o înțelegere politică și un blat? Ei sunt diferențe. Păi nu știu. Păi nu știu, că noi, Partidul Național Liberal, ne ocupăm cu blaturi. Cred că se ocupa fostul președinte Cozmaciuc înainte de treaba asta. Păi el ar trebui să-l întrebați cum e cu blaturile. Așa. Astea făcute de cofetari, de altfel. Așa. Înțelegere politică, una e să ai o înțelegere politică. O înțelegere politică înseamnă acordul a două sau mai multe părți, a doi sau mai mulți jucători politici, două sau mai multe părți de politici la nivel central sau la nivel județean pentru a forma o alianță, de exemplu. Și poți să faci înțelegere politică, o negociere politică corectă în care stabilești o alianță, cum e astăzi alianța de guvernare între Partidul Național Liberal și cei de la social-democrați. Face o alianță bine țintită, bine orientată în timp și cu obiective clare, în care, repet, două sau mai multe partide își asumă o zonă de guvernare națională, o zonă de înțelegere la o primărie, cum ar fi județul Neamț, în care unui primar de la un partid, viceprimarul de la... face o majoritate, deci viceprimarul de la alt partid și îți asumi pentru orașul, comuna respectivă, județul respectiv, după caz, o foaie de parcurs pe termen mediu sau pe termen lung. Asta înseamnă înțelegere politică. Blat politic, aia e altceva, aia e ceva mai, așa, mai într-o zonă de gri. Blatul în care un partid, de obicei partidul mai puternic, partidul mai tare, ca să zic așa, mai jucător, da, își îl are pe celălalt partid de opoziție, să zicem așa, sau cu care, celelalte partide, sau cu unul sau mai multe partide cu care contracandidează, iar într-o zonă de vasalitate. Da? Și atunci îi spune, domnule, eu nu vreau să dau exemple acum PNL cu PSD, că nu vreau să supăr pe nimeni în zona asta, dar sau alte partide din Neamț, dar partidul X spune, domnule, dumneavoastră de la partidul Y la primăria cutare, ai să-mi pui candidat pe X, pe un om cu un contracandidat slab, foarte slab, ca eu cu al meu candidat să pot să scot un scor politic care să tindă spre maxim. Iar eu îți dau ce?
Păi aici, dacă vreți așa ca orientare în timp și spațiu, putem să vedem perioada anilor 2016-2024, chiar până astăzi, în care, de exemplu, la neamț un partid mai mare, de exemplu PSD-ul, a avut și are sateliți politici, vasali politici, care înseamnă PP, USL, PMP, Bine, Pro-România. Cu ăștia au fost într-un fel de alianță la județ. Într-un fel de alianță, dar pe timpul lui Ionel Arsene, PSD-ul mai mare, cu Ionel Arsene jucător, nu erau chiar parteneri. Acum spuneți dumneavoastră mie că Asaf era partener cu Ionel Arsene sau Laurențiu Dulam era partenerul Ionel Arsene. Era o zonă de vasalitate, așa. Cum era țările române pe timp, în anii 1400-1800, față de în alta poartă otomană. Cam zona aia era, adică domnul Arsene era un fel de sultan, ca să zic, iar restul erau domnitori vremelnici care își făceau treaba acolo. Blatul politic asta reprezintă... Și tributul reprezentau voturile. Tributul vasalilor reprezentau voturile, da. Dar nu le aduceai, știi cum e... Sau nu le dădeai în Consiliul Județean. Te duceai la altă poartă și stăia capul. Erai mazilit. Te reteza repede de cap. Blatul politic înseamnă altceva. Înseamnă o zonă în care un partid achesează cu alt partid sau cu alte partide să câștige o localitate prin o zonă în care celelalte partidul sau celelalte partide care sunt în blat își asumă candidați foarte slab, nu își pun candidat și permit unui partid anume să câștige alegerile acolo printr-un non-combat. Bun, acum, blat este și dacă, de exemplu, eu am un candidat la o primărie. Da. Și mă duc și candidatul respectiv vine la mine, șef de partid, și îmi spune: șeful, uite, eu vreau că nu vreau să am probleme la Consiliu, așa. Eu la PSD n-am treabă. Sau, mă rog, PNL, n-am treabă, că nu pot. Dar uite, la... la aur, la nu știu ce, pun eu niște, trimit eu niște băieți acolo. Asta e tot blat? Asta nu e neapărat blat. Asta e un fel de inteligență a unora sau altora care încearcă prin interpus să controleze anumite partide mai mici la nivel local, prin acele partide mai mici nu au candidați în toate localitățile și atunci încearcă niște partide mai mari care au resursă umană mai multă să trimită tot felul de pioni pe care să infiltreze la partidele astea mai mici și de acolo să aibă candidat și în speranța că scoate unul sau doi consilieri acel partid mai mic. Și că ăla nu va uita. Da, acei doi cu unul sau doi consilieri sunt de fapt trimiși tot de la partidul mare. Și atunci, ați spus la PN, ori PSD, și atunci controlez și acel vot în Consiliul Local, ți-e favorabil, ție că e omul trimis de tine. Se mai practică și treaba asta. Depinde acum de partidul care acceptă. Da, când n-ai oameni, na, când ești partid mic și nu ai oameni și nu găsești... Și după aceea zici că îi controlezi prin faptul că poți să-i dai afară, da, mă rog. Asta cu datul afară, domnul Bălănescu, trebuie să știe și lumea în general. Asta cu datul afară e o chestie complicată. Aveți exemple? Eu am exemple la mine în casă, adică la PNL, unde avem doi consilieri județeni pe care noi am dat afară, pe care lua PSD-ul de bun după ce am dat noi afară, dar asta e alt discurs. Domnul Hopșa și domnul Vasiliu, doi oameni care au trădat interesele PNL-ului și au jucat cu PSD-ul în Consiliul Județean și pe care de consecință au fost dați afară de colegi din structurile PNL și din viața politică a PNL-ului și avem, cred că peste un an și jumate de când ne judecăm cu ei în instanță, nici la momentul ăsta nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă care să ne permită nouă să înlocuim Consiliul Local respectiv cu Consiliul Județean respectiv cu un alt Consiliul Județean. Aici nu e un vid legislativ, e o greșeală din punctul meu de vedere undeva a legii, pentru că, pe de o parte, prezinți în fața populației, cetățenilor, o platformă de vot politic, o listă de candidați la un consiliu local, dau un exemplu, da? Și oamenii zic, cetățenii, domnule, mie îmi place gândirea, dau un exemplu, că vorbim de PNL acum, îmi place gândirea PNL-ului, e un partid ok, uite, îmi place lista de consilieri ce văd acolo, îmi plac propunerile și ideile lor, domnule, îi votez. Păi și te trezești că ai ieșit cu 7 sau 8 consilieri și de acolo 3 sau 4, a doua zi, zice, domnule, dar noi cu PSD-ul suntem, noi votăm la stânga. Și practic ai mistificat rezultatul votului
și consilierii respectivi fac politică de stânga a doua zi, nu mai respectă absolut nimic din ceea ce au asumat în timpul campaniei electorale ca proiect de dreapta. Și n-ai ce face. Și n-ai ce face și te trezești că stai cu ei, te judeci prin instanțe și stai un an, doi cu ei acolo blocați în Consiliul Local. Aici e o problemă din punct de vedere legislativ, pentru că așa e legea. Spune că, domnule, nu poți să-l dai afară decât dacă a făcut acțiuni în instanță, te-a blocat, prefectul nu poate emite ordin, secretarul general al OAT-ului nu poate să ia în calcul să schimbe și stai blocat un an jumate, doi ani jumate, trei, depinde cum merg lucrurile în instanță. Dacă consiliul respectiv, eu știu, are ceva bănuți și angajează unul, doi avocați mai buni, plimbă procesul, tot felul de tertipuri avocățești, ca să zic așa, și te trezești că undeva la 2 ani jumate, 3 ani te-a blocat acolo și el stă în Consiliul Local și votează ce vrea el. Nu e foarte în regulă treaba asta. Da, așa este. De asta trebuie să fii foarte, foarte atent în momentul în care faci listele de consilieri. Nu poți să le știi pe toate, nu poți să știi ce gândește omul efectiv sau ce lucruri face omul ascuns. N-ai cum să le știi pe toate. Apropo de liste. Vă rog. Sunteți în termen cu făcutul listelor? Sigur că da, cum să nu. Da. Da. Deci, mai aveți locuri în care căutați sau deja... Locuri în care căutăm... Candidați la primar, nu vorbesc de candidații pe Consiliul Local. Nu, în linii mari să știți că am avut o săptămână și cred că săptămâna asta închidem per ansamblu, per total, discuțiile cu fiecare organizație din cele 83, în proporție de 98-99%, PNL-ul și-a stabilit candidații și urmează să-i trecem și prin forul nostru decident. Prin pe 28 parcă trebuie să trimiteți de asta? Sau... Nu, până pe 30. Până sau pe 30. 28 sau 30, ceva de genul. Ce? Până la sfârșitul lunii, nu, suntem în grafic. În proporție repede, 98% avem candidații asumați, avem câteva localități în care e normal, e uzitat politic, avem câteva localități în care avem două, trei variante de candidat. Fiecare nu vor să cedeze în favoarea altui coleg. Fiecare consideră că șansa lui merită să fie jucată și că el reprezintă cea mai bună variantă. Acolo o să urmeze să mai facem niște sondaje de opinie fulger, să mai discutăm cu organizația respectivă și să stabilim candidatul și după aia să lucrăm la lista de candidați pe Consiliul Local și de altfel și la lista de candidați pe Consiliul Județean. Da. Păi acum haideți să discutăm atunci. Vă rog. Ultima dată când ne-am întâlnit... Piatra Neamț Andrei Carabelea. Bine. Piatra Neamț Andrei Carabelea. Roman? La Roman avem candidatul asumat la Roman. E asumat în discuția pe care am avut-o cu... într-un grup mai restrâns, ca să spun așa, cu candidatul nostru. Urmează în cel mai scurt timp să-l și prezentăm pe domnul candidat. Pe domnul... E vorba de un bărbat. Pe domnul Laurențiu Leoreanu. Nu vreau să dau din casă, dar avem cel mai bun candidat la Roman pe care îl poate da PNL-ul. Și păi ați dat din casă la o emisiune în Roman. E un om care a făcut nu bine, ci foarte mult bine orașului Roman. Da, am înțeles. Deci, da, în principiu, dacă asta e întrebarea ca să nu plecați cu un răspuns, în principiu, domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu vrea să candideze. Vrea să se reîntoarcă la primăria municipiului Roman. Asta înseamnă un loc liber la Parlament. Nu neapărat un loc liber, la ce vă referiți? Adică domnul Leoreanu nu va mai ieși candidat la nu, Parlament. Nu, exclus. Păi de asta zic. Păi, loc pe listă. La primărie ori la Parlament. Păi de asta zic. Deci el era acolo, pe lista de Parlament. Păi lista, nu rămâne locul gol. Eu n-am zis locul gol. Eu am zis că deci se eliberează. O să identificăm un coleg care își dorește și care merită să fie parlamentar, care îl vom propune conducerii centrale a partidului pentru a primi votul de încredere. Deci se prefigurează în Roman o bătălie electorală. Fost primar, fost viceprimar, primar. Adică domnul Micu, de la PSD. Acum nu sunt convins că domnul Micu candidează. Domnul Micu, da, înțeleg că domnul Micu s-a orientat spre PSD, de altfel el nu e străin de PSD, că în 2020 a fost tot în zona PSD-ului. Acum nu-mi dau seama care e măsura în care domnul Micu va putea să candideze, va ajunge să candideze, având în vedere faptul că domnul Micu este cercetat penal pentru omor din culpă și pentru incendiu de la Piatra Neamț. Au murit 10 oameni la Piatra Neamț când domnul Micu era director la Spitalul Județean. Acum, dacă el își asumă și, nu știu, PSD-ul până la urmă dacă își va asuma sau nu, dar e un pietroi foarte greu pe care va trâna și pe Micu și pe partidul pe care îl propune.
E greu să-l propui pe Micu, pentru că în perioada mandatului lui, când era director la spital și a mutat, știți foarte bine, da, a scris dumneavoastră atunci rânduri, ziare întregi, a mutat terapia intensivă la etajul 3, la etajul 2, fără avize, fără nimic, a ars terapia intensivă, au murit 10 oameni. Nu știu, mi se pare foarte complicat să-l pui pe Micu candidat, pentru că vor sări oamenii în sus, nu neapărat adversarul politic, dar presa, cetățenii care vor spune, dom'le, cum să-l pui pe ăla, au murit 10 oameni în mandatul lui și el e bun de primar, adică n-a fost bun de director la spitalul județean când au murit 10 oameni noaptea aia tragică și acum îl pui la primar pe ăla care au murit 10 oameni. Eu, părerea mea, nu știu ce să zic, adică e o problemă pe care eu personal, eu, George Lazar, că am încălzat de președintea PNL-ului, nu l-aș fi mers până de acolo în care să-l asum pe Lucian Micu de candidat la primărie. Lucian Micu putea, am avut și noi discuții cu el, să gândim o orientare într-o zonă administrativă, ceva în care să ne sprijinim reciproc, pentru că știi, administrația asta nu pot contesta. A fost mandat și ceva viceprimar, a avut un 2 ani jumate spre 3 de primar. Știu o zonă de administrație, dar să-l asum de primar sau de candidat să fie vârful de lance e super complicat. Păi, gândiți-vă, prima întrebare, dacă l-aș lua candidat pe Lucian Micu, prima întrebare care o puneam și nu neapărat mie, dar și mie, în primul rând, aici la Neamț, la prima întrebare care o puneau televiziunile centrale domnului președinte Nicu Ciucă. Domnule Ciucă, cum vă simțiți dumneavoastră când la Roman aveți județul Neamț, aveți un candidat care nu că a omorât Micu 10 oameni, dar mandatul care au murit 10 oameni la spital, în tragedia de la TI. Au murit mai mulți. Au murit mai mulți după, da, așa este, dar eu zic în prima fază. Da. Da? Cum răspundeți, domnule președinte Nicu Ciucă, la întrebarea asta? Că PNL-ul, al cărui președinte sunte, susține un candidat în mandatul care au murit 10 oameni. Păi eu vă spun în secunda a doi... După ce răspundea la întrebare, după ce răspundea, suna telefonul la mine și nu cred că era o discuție tocmai plăcută. Era una ca zonă, ca să zic da. Așa. Adică aceeași întrebare, mă gândesc că o va primi și domnul Ciolacu. Nu știu cum va face, cum va răspunde domnul Ciolacu. Bine, având în vedere aplauzele din sală, când domnul Ciolacu l-a lăudat pe domnul politic, pe domnul Arsene, nu cred că își va face mari probleme. Nu e chiar așa. Domnul Arsene, cu bune și cu rele, a fost condamnat pentru infracțiuni asimilate corupției. Că a vorbit, că a făcut trafic de influență, că ce a făcut el pe acolo. E o problemă, s-au confruntat foarte mulți politicieni de-a lungul timpului în România, nu e nici primul, nici ultimul, domnul Arsene. Și a primit pedeapsa, a plecat în Italia și vede de treabă sau ce probleme are el acolo. În cazul ăsta e altceva, e o chestie mult mai sensibilă. E o chestie total diferită. Au murit 10 oameni. Arsene n-a fost condamnat, nici n-a fost cercetat că a omorât pe cineva sau mandatul lui din cauza... Că el nu și-a îndeplinit, nu știu, corect atribuțiile de serviciu sau nu și-a făcut treaba bine pe acolo, au murit oameni. Arsene a fost condamnat că a vorbit cu X să-l facă nu știu ce. Domnul Lazar, e diferență. Să nu uităm un lucru. Arsene l-a pus pe Micu director la spital. Arsene l-a pus pe Micu, asta știu foarte bine. Arsene a fost cel care a pus nu știu câți directori la spital într-un interval de scurt de timp. Păi în câteva luni a pus vreo 6-7 directori. Deci... Eu am mai spus, Arsene, ce a primit el pentru corupție, din punctul meu de vedere, este, cum zice un neamț, death nest, adică nu-i nimic. Marile probleme sunt astea, spitalul, apa servu, alea sunt marile probleme. Dar probabil că acolo nu sunt conotații penale. Nu știu, bun, Ionel Arsene poate să aibă pe faptul că a schimbat foarte mulți directori, poate să aibă o conotație de ordin moral, de ordin tehnic, administrativ, bă, nu faci treaba asta. Spui un director asumat care să-și facă treaba. Spui un manager care știe să fie manager de spital. Ne uităm la Buhuș. Am fost și eu într-o zi la spital acum. Ați văzut cum a crescut spitalul ăla? Din Buhuș. Care, Buhușul, fiind, vorbim la modul serios, e un orășel mic, foarte mic, în provincie, aici la noi, nu cu potențial uriaș. Dom'le, n-arată spitalul din Piatra Neamț, nici pe departe, sau din Roma. Bine, la dimensiuni mai mici, da? Da, da. Nici pe departe nu arată cum e spitalul din Buhuș. De ce? Pentru că ai un manager bun care știe să facă performanță. Asta trebuie. Un manager bun care să știe să facă performanță și să aibă obligatoriu sprijin din punct de vedere
politico-administrativ la primărie sau la Consiliul Județean, depinde de ce ranghe spitalul. Că restul după aia se descurcă. Dacă ați închid discuția cu Micu, vă spun, eu nu știu dacă va reuși să candideze, dacă va ajunge să candideze, dacă, habar n-am. Dar să îți asumi să candidezi cu Lucian Micu, oricine, orice partid l-a luat aici în speță PSD-ul, mi se pare o piatră de moară de gâtul PSD-ului, pentru că bruma de voturi, intenția de vot care o au pe municipiul Roman, s-ar putea să se prăbușească spectaculos. Da. E greu să... N-ai ce să spui. Să spui ce? Că, bă, știi că asta cu furatul, cu ce a făcut asemenea. Bă, stai că n-am făcut, că justiția, că n-așa dat seama, că a vrut ordin politic să mă execute. Creez o poveste. Aici că au murit 10 oameni, n-ai asta nici nu mai miră pe nimeni, cu furat, cu alea, da. Cu alea. Dar, în schimb, când vorbești despre oameni, e altceva. Bun, Roman, hai să o luăm în ordine. La Rosnov aveți candidat. Domnul primar Vasile Pavel. La Bicaz? La Bicaz avem 3 variante de candidat. Cred că o să optăm pe una din două variante de candidați. Probabil ori Bogdan Silviu Ardeleanu, ori Iulian Mătase. Bogdan Silviu Ardeleanu știu cine. Consilier județean, Iulian Mătase a fost nostru candidat din 2020. Așa. Bun. Un băiat tânăr de perspectivă, cu 2 copii, familist, om de afaceri, foarte în regulă. Și la Târgu Neamț? La Târgu Neamț am sondat 5 variante de candidați. Așa. Am 2 persoane identificate din sondaj care ar putea pune probleme candidatului PSD acolo, adică viceprimarului. Încă nu s-a anunțat. Probabil că domnul viceprimar va candida. Și eu zic așa, dar... Știu eu, domnul Apopei. Din cele 2 variante m-am gândit foarte bine că am găsit a 3-a variantă. O persoană pe care n-am sondat, o persoană cu notorietate publică mare, dar și pozitivă în Târgu Neamț, un om foarte în regulă. Am purtat câteva discuții cu domnia sa. Cred că suntem undeva în 80-90%. Și s-a înscris în PNL? Nu vă dau răspunsul ăsta. Nu e vorba de Toader Mocanu, dacă a, nu, dar nici nu m-am gândit la... Mă gândeam doar dacă l-ați întrebat pe Toader Mocanu despre... Nu l-am întrebat pe domnul Toader Mocanu despre persoana cu care am discutat eu. Nu, o persoană foarte în regulă. Aștept să avem un ok de la el. În proporție de 80-90% am bătut palma, ca să zic așa, dar probabil că săptămâna asta vom avea un răspuns. Da, așteptăm cu nerăbdare că... Și oricum, noi anunțăm în momentul, adică nu stăm cu ei ascunși și stabilim și, domnule, stai că nu știu, că nu mi-aduc aminte. Nu, din momentul în care i-am asumat, adică sfârșitul lunii ianuarie, PNL-ul își anunță toți candidații. Există vreun primar PNL care nu mai candidează din partea PNL-ului? Da, la Bălțătești. La Bălțătești, doamna Cosmei. Doamna Cosmei, doamna primar a Cosmei, m-a spus de mult, nu de acum, că nu mai vrea. Acum, ea din 2021, da. Când am dat-o președinte la PNL, din 2021, discuția când am avut-o cu ea, mi-a spus, domnule, eu nu mai candidez la primărie, mă retrag la pensie. Vă rog, gândiți-vă la cineva pe care vreți să-l propuneți. Asta mi se pare o atitudine corectă, totuși, domnule, nu mai candidez. Nu mai candidez, acolo încă dezbatem. Da, acolo este o problemă asemănătoare, într-un fel, cu Romanul a fost la un moment dat. Vorbesc de nuanță de candidaturi. Nu, acolo e o problemă, nu. Din punctul meu de vedere, lumea are așteptări în Bălțătești, ceea ce e și normal. Eu vă spun în felul următor, ce a făcut doamna Acozmei în cele 2 mandate, să zic, 2016 până în prezent, și ce a făcut în ultimul mandat. Pe în ultimul mandat are așa, are proiect de dispensar, nou-nou, prin CNI, de aproximativ, cred că 3-4 milioane de lei. Are proiectul de gaz de 10 milioane de lei, aprobat de Ministerul Dezvoltării, deci în Bălțătești va fi gaz. Are proiectul de 12 sau 13 milioane de lei pe Anghel Salini, pe drumuri, aprobat, care e și licitat și în fază de execuție. Are proiectul de 70 de miliarde lei vechi, de 7 milioane de lei pe apă și canalizare, care e finalizat, urmează să facă recepția finală, dacă nu chiar a și făcut acum în ianuarie. Adică sunt câteva proiecte importante în Bălțătești, dar cu toate astea, lumea are o zonă de nemulțumire. Ori că nu se comunică bine, ori nu-mi dau seama. Cred că aici este problema. Adică, și nu numai Bălțătești, sunt mai multe o primărie în care comunicarea are de suferit, dar în Bălțătești se pare cu atât mai mult. Da, mă rog. Deci,
Singurul primar care nu va candida este de la Bălțătești, de la, la PNL. Primar, da? Da. Aveți vreun candidat nou fost primar? Fost primar care nu a mai fost primar și care acum vrea să revină în primărie? Nu, fost primar din afară, deci... Nu m-am exprimat bine. Vă rog. Aveți vreun candidat de la vreun primar la alt partid în momentul acesta? Nu vă cer nume, că știu că nu sunt. Nechita de la Tazlău. A, domnul Nechita de la Tazlău. Da. Am înțeles. E singurul deocamdată. Da, alții nici nu avem. Bun. Păi Săboane, înțeleg că duce la PSD. Sau rămâne la USR, dar înțeleg că duce la PSD. Așa, domnul de la Gărcina, înțeleg că și el tot la PSD. Deci Săboane, până la urmă, se pare că... Așa cred, așa aud, nu știu, nu m-am întâlnit cu domnul primar, că nu prea am ce să discut cu el. Am înțeles. Domnul primar e obișnuit doar să ceară, doar să plângă. Primește, adică și sfaturi și vorbe bune și ajutor pentru comunitate și dumneavoastră după aia se pare că totul e normal, că el merită, dar uită să dea bună ziua. Adică nu poți doar într-o zonă în care oferi, te pui la dispoziție față de comunitate și de domnul primar de Săboane, iar domnul primar tratează lucrurile la mișto și cu, așa, cu persiflare. Da, Săboane este o comună mare. Și PNL are un candidat, nu bun, foarte bun. Da? Da, e secret sau? Nu, îl cheamă Ciobanu Gabriel. Nu e secret. Cheamă Ciobanu Gabriel și PNL, în afară că are un candidat nu bun, ci foarte bun în persoana domnului Ciobanu, PNL are și o echipă foarte bună acolo. Nu bună, foarte bună. Zic că e important Săboanu, că sunt mulți alegători. Eu sunt convins că PNL-ul cu echipa actuală și cu candidatul actual ne bate în bara pentru funcția de primar. 100%. Adică din toate testele pe care le-am făcut, din toate sondajele care le-am făcut și toate discuțiile care le-am avut acolo în comunitate, nu cu un om, ci cu 30-40 de oameni de acolo, și pe zona catolică și cu preoți și cu oameni de influență de acolo, tot feedback-ul pe care l-am adunat îmi arată că domnul Ciobanu este un candidat foarte bun, iar echipa care a construit-o și oamenii care au venit în această echipă și care tot sună și vor să vină spre această echipă, îmi dau șanse reale să câștig primăria. N-am de ce să le iau pe domnul primar Vârgă, pentru că domnul primar Vârgă nici n-a livrat pentru comunitate. N-are făcut ceva wow. Sunt primari care și la PNL și la PSD, Doamne ferește, sunt peste tot primari meritoși, primari buni, care au 2-3 mandate în spate, care au făcut lucruri. Ai asfalt, ai apă, ai gaz, ai școală, ai grădiniță, ai creșă, ai... Sunt lucruri spectaculoase făcute. N-ai ce să-i faci primarului ăla. Poți să candidezi, să te bați acolo, să iei 20-25%, dar nu te bați să câștigi primăria, că n-ai cum. Într-o zonă, într-o primărie și comunitățile Săboani, Cordun, Tămășeni, Ghereji, Botești, acele comunități catolice din zona Romanului spre Suceava, sunt comunități aparte față de cealaltă zonă a Romanului, metropolitană, sunt comunități în care peste jumătate din oamenii sunt plecați începând cu anii 90 în străinătate. Israel și după aia, Germania, Italia, Spania, Irlanda, Anglia, Franța, sunt plecați la muncă în străinătate. Sunt plecați deja de... au două generații de când tot se pleacă la muncă. Oamenii știu cum se poate și în străinătate. Au văzut alt tip de administrație, au văzut altă viață, alte posibilități și cer, adică cerințele lor față de administrație locală sunt sus. Dacă mergem la Uniceni, în partea la altă, domnule, ce o vrea Dumnezeu? Apă vrei? Valea Ursului. Da. Apă vă trebuie? Nu. Da, canalizare? Nu. Gaz? Da, cine? Ne încălzim cu lemne de o viață. Ei, dacă mergem în Săboan, Tămășeni, Cordun, pretențiile sunt sus. Și de asta spun, în Cordun lucrurile s-au desfășurat, s-au întâmplat lucruri, în Tămășeni s-au întâmplat, în Săboan nu s-a întâmplat mare lucru. Și de asta consider că acolo PNL-ul poate face o figură foarte bună și poate câștiga primăria. Da, apropo de ce spuneați cu pretențiile alegătorilor, am trecut și eu prin Tămășeni. Da. Am făcut și am... Doamne, se vede, adică și când ai presiunea populației asupra ta, trebuie să faci. Trebuie să livrezi. Trebuie să livrezi, că dacă nu, că... nu prea te faci de râs în biserică duminica. Așa e. Da, așa e. Și acolo de asta am spus. Cerințele sunt sus, targetul e sus pe care oamenii, și așteptările pe care oamenii le au sunt sus. Și trebuie să livrezi. Nu livrezi, pierzi alegerile. Cu toate că Valerica Dascălu înainte, care n-a fost o primăriță neapărat rea, dar a apărut uzura.
de 20 de ani la primărie a apărut uzura la un moment dat. Uzura n-a mai, probabil n-a mai livrat nici ea pe nivelul așteptărilor, a apărut uzura. Au dispărut niște pârghii la care ea avea acces la un moment dat pentru finanțări și pentru ce mai era. Trebuie să spunem lucrurile astea. Da, Benelu Munteanu, mai exact. Nu numai. Să nu uităm că ea avea o anumită filieră de relații pe mâna fostului frate, etc. Da, dar adică... nu cred că de acolo a primit ea ajutor fantastic. Știu și eu, știu pe fratele, Dumnezeu să ierte. Da. Cam asta. E bun să mergem mai departe cu întrebările, ca să-mi fac și eu niște știri pe săptămâna asta. Că dacă nu le iau alții, știți ce le pun. Vă rog. Apropo de primari, sunt câțiva primari la PSD la o vârstă destul de înaintată. Corect. Cu primării importante. Pe care unii, se și batem. Unii dintre ei primari buni pentru comunitatea respectivă au fost. Unii au mai fost pe la PNL, dacă nu mă înșel la un moment dat. Mă gândesc la... Mătase, la Grumăzești. La Grumăzești, da. Da, domnul Mătase a fost la PNL, da. E, acolo cum stați cu candidații? Și mă gândesc, Vânător, Neamț, Grumăzești, ce mai... Vânător, Neamț, PNL-ul are un candidat foarte bun. La Grumăzești avem și acolo un candidat, nu știu dacă câștigăm Grumăzești, acum nu vreau să par fariseu, domnule, câștig nu, tot. Acolo... Nu. La Vânător, PNL-ul se bate cu șansa, avem un candidat foarte bun și o echipă foarte bună constituită în jurul candidatului, un candidat nou. La Grumăzești e greu de spus dacă PNL-ul poate câștiga, dar oricum ne vom bate. Adică noi am scos în 2020 patru consilieri la Grumăzești, a candidat domnul Apetrei, directorul de la Iuncă. Probabil că tot el va candida, nu știu, sperăm să creștem numărul de voturi pe care l-am obținut în 2020 și în 2024. Nu știu, dacă nu, s-ar putea să candeze altcineva în locul domnului Apetrei și domnul Apetrei să candeze în altă parte, nu știu, vedem. Deci domnul Apetrei este un om care acolo la liceu a făcut foarte mult. Domnul Apetrei este unul din cei mai buni manageri de liceu din județul Neamț și un om care a făcut performanță la Iuncă. Asta vreau să vă spun. Acolo vin copii la un nivel foarte scăzut din toată zona și când termină, că lumea spune, a, ce, trebuie să vezi de unde vine copilul și unde ajunge. Cum l-ai luat și cum a plecat. Exact. Deci din punctul ăsta de vedere, domnul Apetrei, un om foarte ok și de altfel și pe business privat, un apicultor de renume acolo în zona Târgu Neamțului. Vedem la Grumăzești. Bun. Și acum, la județ. Cum stați? Cum, după prognoze, după discuții, mie mi-ați spus ultima dată, domne, câștigăm județul, nu avem niciun fel de probleme. Păi asta vă spun și astăzi. PNL va câștiga cu alegerile la Consiliul Județean Neamț fără emoții. Fără emoții? Fără emoții, 100%. 100%. Fără emoții și fără blaturi? Păi n-am cu ce să fac blat. N-am zis, dacă câștig, de ce să fac blat? A făcut Cosmaciuc blat în 2020 ca să piardă acum. Deci chiar, deci eu am auzit chestia asta de multe ori. Da, o spun oamenii prin județ, că aflu și eu lucruri noi acum, că tot am mers prin județ de 2 ani jumate, dar acum tot îi chemăm pe colegi cu organizații, cu tot să candideze, să-și asume candidați pe fiecare local, de să discutăm de strategie, de listă de consiliu local, ce își propun, cum își propun, pe sate, pe secții de votare. Văd și eu tot felul de oameni care o parte cunoșteam, o parte nu-i cunoșteam, care îmi spun tot felul de trăznăi. Nu vreau să dau din acum să fac public, dar îmi spun tot felul de trăznăi. De întâlniri, noaptea, mașini, schimbat mașini, la un colț, la cineva, la altcineva, plicuri. Tot aflăm informații. Se puneau candidați, ăla care e mai bun, nu-i bun, punem pe altul care e mai slab ca să câștige primarul PSD-ului. Punem candidați doar după culoarea ochilor și după cum ne întâlnim noi noaptea pe la colțuri pe undeva să... Na, nu mai spun mai departe. Adică au fost foarte multe lucruri care, de asta spun, nu spun într-o zonă de rău, dar au fost foarte multe lucruri care au făcut rău Partidul Național Liberal din punct de vedere a managementului lui Cosmaciuc. De alegeri acolo, da. Da. Dar, ori Cosmaciuc, acum, știi, sunt două chestii. Poți să fii proști să greșești sau poți să fii ticălos. Cosmaciuc era în faza a doua. Mă rog, asta e... Păi, atâta timp cât tu cu vrei să pierzi alegerile... S-a auzit și reversul. Cel puțin în tabăra domniei sale. Că a fost sabotat în PNL. Extraordinar. S-a sabotat singur. Cum să fie sabotat? S-a sabotat singur. S-a autosabotat.
autosabota casa și după aia casa aibă pe cine să dea vina. Păi dădea target colegilor. Nu știu dacă asta interesează foarte mult lumea, dar vă interesează până asta, da? Închid repede. De exemplu, dacă într-o localitate ai 4.000 de locuitori și ies 2.000 la vot. Da? Ai 4.000 de persoane înscrise pe liste electorale. Da, și îți ies jumătate. Da. Și ies 56 la vot, 2.000. Și targetul erau 1.700. Din spunea, cine răspunde de, nu știu, zona respectivă, comuna respectivă? Domnul Bănescu, domnul Bănescu, da. Target 2.000 de voturi pe PNL. Adică îți dea 100% din ce iese. Bineînțeles că nu poate să scoate nimeni 100% din ce iese. Și luai un scor, nu știu, luai 60, câștigai. Luai 65%, da? Adică din 2.000 de voturi luai 1.300. Și Cosmaciu după aia spunea, blat, m-ai vândut, m-ai trișat. Asta e în mintea lui. Da. Deci n-are rost să vă mai întreb dacă din actualii deputați PNL de Neamț, da, vor mai rămâne toți pe liste. N-a fapt bine, domnul Leoreanu deja nu mai e. Păi nu, să rămână domnul senator Țapă care merge la Senat, el la Camera Deputaților o să avem discuții. Nu, Mara Calistra și Mugru Cosmaciu n-au ce căuta în Neamț. Sunt venetici în județul Neamț să se ducă în județele lor. Mara Calistra la, de unde a venit, la București. Și asta este o decizie... Asta este o decizie a filiale pe care am discutat-o și la București și avem susținere. Asta și Cosmaciu să ducă la el, la Suceava, să-l primească la Suceava, să-l primească la Iași, la București, să ducă de unde a venit. Am înțeles. Asta e suficient. Neamț și-a mâncat, și-a trăit treabă și-a mâncat mălaiul din Neamț. A plecat bine, nu credeți că a plecat necăjit din Neamț. A plecat bine. Deci, practic, domnul Țapu rămâne singurul dintre cei actuali, da, în Parlament și vom asista la o înnoire, practic, a listei. 100%, da. A listei PNL pe Camera Deputaților, da. 100%. Interesant. Și vor fi oameni toți, unul și unul, născuți, crescuți în Neamț. Nu oameni aduși de la Brăila, de la Alba Iulia, care a trecut toată prin Neamț. Bunicul lui în 1900 toamna și bă, am legătură și eu cu Neamțul și aici sunt Neamț, că eu sunt din Neamț. Acum chestia asta, știți că a fost adus aici, trebuie să o judecăm în contextul în care i-a trimis cineva. E discutabil și asta. Da, bun. Haideți să mergem mai departe. E filozofia cu în alta poartă. Aceeași filozofie? E tot pe acolo. Am înțeles. Bun. Haideți acum să vedem. Ce știți de protestul ăsta al transportatorilor? În Neamț, nu știu. Și fermier. Nu, în general. Ce am văzut la televizor și în spațiu public, acum înțeleg că lucrurile astea nu... sau ce am văzut din declarațiile și a ministrului Boloș și a premierului Ciolacu, înțeleg că ar trebui discutate și cumva la Bruxelles să poată să ia anumite măsuri care să favorizeze transportatorii. Aici e vorba de fermieri. De fermieri, da. De fermieri. Nu știu dacă de transportatori. Oricum e ciudat, aceeași gen de protest este în Germania. Sunt mai multe țări, nu doar în Germania, cred că și în Polonia am văzut, și în Polonia, și în Ungaria am văzut ceva. E un val. Dacă este un val, nu există decât două variante. Adică mână rusească? E mâna cuiva care a pregătit pe o anumită zonă, da? Sau, sau cineva de la Bruxelles. Păi, asta cineva de la Bruxelles își dorește o resetare a unor anumitor lucruri. Păi trebuie să avem în vedere că pe 9 iunie sunt alegerile europarlamentare în toate țările membre ale UE din Europa. Și normal, pe fondul alegerilor care bat la ușa europarlamentarilor, să apară tot felul de mișcări, de tulburări, de proteste, de acțiuni ale unor bresle sociale, ca să zic așa, într-o zonă în care se pregătește alegerile astea europarlamentare. Fiecare partid, sceptic, eurosceptic, pro-Europa, din toate zonele, de la Renew, de la PES, de la noi, de la Populari Europeni, de la EPP, se joacă. E logic să se joace, e logic să apară lucruri de genul ăsta. Clar că sunt probleme pe care ai noștri din România, le reclamă unde au o zonă de dreptate, nu... Deci, da, într-adevăr, sunt unele lucruri, da, există obligativitatea ca ele să fie rezolvate. Sigur că da, și asta ține, e apanajul Guvernului României și trebuie să, Guvernul României, indiferent de cine e compus, trebuie să țină cont obligatoriu de nevoile și prioritățile pe care le au oamenii și mai ales zona asta. Și de toate categoriile sunt importante, de la profesor la polițiști, de la doctor la fermier, toate categoriile au importanța lor
și economică și socială. Nu știu dacă ați observat, începând de prin septembrie încoace, nu vorbim de profesori care au făcut protestul ăla masiv în vară, era momentul propice pentru ei să-l facă, erau examene, etc. A început așa un val de revendicări, în special salariale, în sănătate, în toate domeniile, practic. În toate domeniile. El continuă și acum. E an electoral 2024. Eu altceva vreau să vă spun. Acest gen de proteste, înainte, era preconizat de cei care erau la guvernare, știți? Și se negocia cu centralele sindicale, cu astea, și era presiune, dar nu era ca acum. Acum s-au suprapus două lucruri. Valul de proteste și schimbările, ordonanța, trenuleț, toate chestiile astea care au apărut. Pe un fond, guvernul spune, dom'le, trecem la austeritate, la cheltuieli mai puține, etc., în noiembrie-decembrie, da? Ei, lucrurile astea se pare că s-au cumulat acum. Pe de o parte, guvernul spune, noi știți, trebuie să cheltuim mai puțin. Pe de altă parte, vin absolut toate categoriile, spun, domnule, noi vrem mai mulți bani. Nu credeți că lucrul ăsta va avea un impact deosebit în anul ăsta? Va avea impact. Încerc să spun, anul 2024, un an cu 4 runde de alegeri, în mod normal, fiecare categorie socioprofesională prin sindicate vrea să obțină mai mult. Pentru că, în general, clasa politică, sau cel puțin în România, cum e obișnuită, clasa politică acționează în ultimul an electoral. Dacă vă uitați de la primarul, de la ultima comună din județul Neamț, își pregătesc, își lasă niște provizioane de bani, nu fac nimic 3 ani și fac în ultimul an. Atunci văruiește, atunci schimbă ceva la școală, atunci pun un asfalt, atunci repară o băncuță, atunci se întâmplă în ultimul an, ca să iei fața oamenilor din punct de vedere electoral. Așa și pe categoriile astea socioprofesionale, pe sindicate, sigur că protestele astea se manifestă și într-o zonă mai accentuată în an electoral, pentru că atunci și clasa politică trebuie să facă concesii. Zona de guvernare trebuie să facă concesii. Trebuie să le închidă cumva, că nu își permite nimeni să intre în alegeri, dau un exemplu, cu țara blocată, cu fermieri în drum, cu mașinile în drum, cu tractoarele în drum. Nu poți să... Păi sunt două variante. Nu poți să joci așa, dau un exemplu. Nu poți să intri în electoral fără bacalaureat dat. Mă refer la zona profesorilor, da? Fără examene de capacitate date. Nu poți să intri în alegeri așa. E haos în țară. Dar nu poți să intri fără cu polițiștii care nu vor să meargă la muncă. Sau cu sistemul sanitar blocat. Sau cu sistemul sanitar blocat. Nu poți să intri. Normal, faci concesii. Bun. Problema este până unde își permite o coaliție de două partide care sunt din ce în ce mai contundente, că se apropie campania și fiecare merge pe... Până unde își pot permite să facă concesii? Sau, altfel spus, care este primul care va pleca și îl va lăsa pe celălalt în offside? Asta nu știu să vă spun. Cred că această formă de coaliție PNL cu PSD, la nivel guvernamental și parlamentar, cred că va funcționa până la sfârșitul anului 2024 la alegeri. Asta e optica în care și viziunea pe care o avem noi cel puțin liberă. Până la alegerile care? Până și depune mandatul guvernului și avem un nou președinte și un nou parlament. Și atunci, deci după până la finalizarea tuturor alegerilor. Exact. Și când ai un nou președinte și un nou parlament și alte majorități în parlament, după aia vor începe negocieri între toate forțele politice să formeze un nou guvern. Despre asta e vorba. Foarte important să câștigăm alegerile prezidențiale. Pentru PNL este foarte important. Și le vom câștiga. Bine, acum să vedem și candidații, știți cum e. Bun, părerea mea că după europarlamentare vom ști cu certitudine toți candidații de pe întreag eșichierul politic, care și cum va candida și de la ce partid. Astăzi PNL-ul are candidat pe domnul Nicolae Ciucă. E președintele Partidului Național Liberal și președintele Senatului. La PSD ați auzit ceva? Cine candidează? Păi, dar nu te aud. E cumva simplu. Ca să poți să ajungi președinte în România, așa de candidat, poți să candidezi și eu. De capul meu. Dar asta nu înseamnă că și ies. Ca să fii la președinție. La președinție, să da. Să nu vorbim de... La CJ.
ca să fii președinte în România, trebuie să aparții unui partid, să ai o armată în spate. Deci, din start, PSD-ul are o șansă, cu Marcel Ciolacu, ca să-i președinte, Marcel Ciolacu, eu mă refer la poza zilei. Ce o să fie în mai, în iunie, nu știu, că nu sunt Mafalda. Dar astăzi Marcel Ciolacu joacă o carte, că e președintele PSD-ului și poate să fie prezidențiabil, adică candidat. Nicolae Ciucă, din partea PNL-ului, în mod clar, poate să fie prezidențiabil. Nu știu, Drulă de la USR, sau de fapt asta e, că acolo e o chestie, între ei o formă, acolo, o chestie. Acolo va fi un candidat, probabil domnul Drulă, probabil. De la Aur, nu știu, probabil domnul Simion, că e președinte. Și niciun partid nu dă o Joană nimic? Păi Joana asta nu are partid. Păi de asta zic, niciun partid alt. Păi asta zic, Joana independent nu poate să iasă președintele României, este clar, e exclus treaba asta. Deci Joana nu are cum să fie din poziția de independent președintele României. Decât dacă își găsește partid. Dacă Joana își găsește partid sau partide care să-l susțină, atunci da, poate fi prezidențiabil domnul Mircea Joana. Dar astăzi, în poziția de independent, nu are cum. Eu mă refer la poza zilei. Deci astăzi, în zona asta suntem, la cei 3-4 președinți de partide pe care am amintit mai devreme, care dacă își vor dori să candideze, pot candida și unul va câștiga. Mircea Joana astăzi nu are partid, nu are de unde să ia voturi. El stă bine în sondaje, nu știu dacă sunt făcute de el sau de alții. O fi, stăm bine, trebuie să ai partid în spate, despre asta e vorba. Și eu pot să stau foarte bine și dumneavoastră puteți stați foarte bine în sondaje, dar fără partid în spate e greu, e imposibil. Da. Bun, să ne întoarcem un pic în județ. Dar până în iunie, iulie, când se vor hotărâ probabil lucrurile, până atunci avem, pot apărea surprize. Da. Ei, mai sunt pe zona aia, cum era cu tributul, mai sunt vizite de făcut peste ocean, păi, pe la Bruxelles. A făcut cineva o vizită peste ocean și s-a dus coada între picioare din vizita de peste ocean. Mulți merg în vizită, văd, vizitează, cunosc, stau de vorbă, au întâlniri. Văd Statuia Libertății. Băi, Statuia Libertății. Mai văd câte o luminiță sau nu o văd. Se întorc acasă, asta nu înseamnă că dacă ai fost în state, ai luat și un ok. Bun, să ne întoarcem în județ. Ați bătut județul. Cap-coadă. Cap-coadă. Care este diferența? Că spunea aici, cine a spus, Doamne, că bine a spus, nu știu, a fost cineva aici. Nu mai știu cine și-a zis, domne, altfel se vede de pe teren, nu din birou. N-are importanță. Corect. Așa. Care e diferența de percepție acum față de ce era, ce știați înainte de anumite zone din județ? Față de ce știam înainte, când eu am fost tot timpul prin județ. Ați fost prin județ, dar nu atât de aplicat să stați de vorbă cu atâta oameni ca acum. Nici spun, când erați prefect, nu? Da, da. Am fost prefect, am alergat tot județul. Da? Și cum vi se pare județul? Ce probleme are în momentul ăsta? Dăm deoparte spitalul, că asta știm, e o mare problemă. Eu vorbesc de problemele sociale. V-am urmărit ultima postare pusă, că ați fost la Pânceș, parcă, sau nu știu unde, cu cineva. Da, nu-i ultima, e înainte de Crăciun. Sau, mă rog, ceva de la Pâncești și am văzut care e situația. Băi, e o viață crudă tare. E o viață dură și rea și proastă. În probleme sociale, în general, la țară... Cât de mare este sărăcia în Neamț? Mare. Noi nu ne dăm seama. Cum spuneați dumneavoastră, din birouri sau din mediul în care relaționăm noi, nu știu... Suntem fiecare, relaționăm într-un cerc de prieteni și într-o anumită zonă. Trăim în bule. Într-o bulă. Îți bei cafea undeva, mai mănânci la prânz sau mai ieși după amiaza cu prieteni sau cu familia undeva, te duci acasă, îți faci cumpărăturile dintr-o zonă, adică avem fiecare bula noastră. Sau cum spunea Andrei, care avea la un moment dat pătrățelul în care ne mișcăm. Fiecare gândește, unii în rotund și alții în pătrate. Alții în pătrat, da, nu-i problemă. E bine să ne armonizăm pătratele cu rotundurile. Dar sărăcia e mare. Nu e mare, foarte mare. Ieri stăteam de vorbă, nu, ieri sâmbătă, cu un domn de la Poenare, o comună de lângă Roman. Om foarte ok, familist, gospodar, poștaș de meserie, soția tot la poștă. Au 5 copii. 5. El câștigă, a venit cu futurașul de salariu, el câștigă 2200 de lei, 2276 de lei, ceva de genul ăsta în mână. Îi ține locul soției la poștă, că soția e în prenatal, e postnatal, pardon,
și probabil are vreo 2000 de lei postnatal. Și au 4000 și cu tot cu indemnizația de consilier de vreo 500 de lei, deci 2700, vreo 4700, 4800 de lei venit 5000 de lei, să spun. Nu, 5000. Și omul spune, domnule, eu fiecare lună, acum cum iarna, are facturi de 800-900 de lei. Astea sunt facturile. Plus încălzirea care trebuie să o facă cu lemne. Și care și aia costă. Aia e separat, care costă și aia. Să ții 5 copii. 2 copii are la Roman Vodă. Deci omul e de bună calitate. 2 copii are la Roman Vodă, la Roman, care fac naveta și îl plătește taică-su cu maică-sa, că acum o perioadă nu s-au plătit. Această naveta n-a fost plătită. Nici acum nu e. Nici acum nu-i plătită. Da. Mai are un copil mic, încă unul probabil la școală acolo, și mai are al cincilea copil, o fată care e studentă la Cluj, a terminat dreptul la Cluj, la Babeș-Bolyai. Da? Bravo! Adică, și asta mi-a explicat omul, domnule, gândiți-vă că eu mă întrețin cu 4800 de lei pe lună. Ăștia sunt banii care mă întrețin. Plus probabil alocația copilor care mai au alocație. Nu e spectaculoasă aia, nu e. Dar a spus omul, și alocația. De aici trăim, de aici ne îmbrăcăm. Are și mașina omul ca să-și facă treaba, de aici îmi prepar și mașina, îmi fac și asigurare, îmi pun și rovinetă, îmi pun și benzină, cumpăr și medicamente, mergem și la doctori. E greu. Și asta este un caz de om. E un caz ok. Da. Un caz ok, un caz în care trăiește. Au o angajare undeva, dar sunt cazuri în care nu sunt angajați. Dar ce am văzut acolo la Pâncești, nu vreau să-l critic pe primarul de acolo, e de la PSD, i-am fost, suntem cumva, ne știm destul de bine. Dar atâta lipsă de empatie față de oamenii de acolo, atâta lipsă de grijă față de oamenii de acolo, din partea autorității publice locale de acolo, nu mi-a fost dat să văd. Oamenii trăiesc ca în, nu știu, acum cred că 50 de ani. Și cred că și acum 50 de ani totuși se trăia mai bine. Că acum 100 de ani, pe o junglă, pe o... ceva de nedescris, ceva de nedescris. Îmi doresc să meargă cât mai mulți oameni politici, decidenți, oameni cu bani de altfel, care să ajungă acolo. N-am ajuns nici eu, recunosc, nu merg în fiecare zi sau în fiecare săptămână acum să mă laud. Dar ce am văzut acolo n-am mai văzut de mult data sărăcie. Mai sunt zone în județ. Am fost la Pâncești, mai sunt. Așa e și la Nistria, în zona Boghicea, așa e și în zona parțial Valea Ursului, parțial Oniceni. E și acolo la o sărăcie, Lucie. Și atunci, în calitatea pe care o aveți de președinte, da, de al filialei, de candidat la județ, da, care ar fi pârghiile prin care s-ar putea ajunge la acești oameni? Pentru că, efectiv, în momentul ăsta, eu nu văd ce pârghi ai ca asta cu ajutoarele sociale. Asta e... Nu, e principiul ăla vechi și clasic. Dacă omul e foame, îi dai pește să mânce sau îi dai o unță și nu vezi să pescuiască. E clar, trebuie să-i dai, noi cel puțin vocația noastră liberală este să-i educăm pe oameni. Apropo, de asta sar de la un alta. Mă uitam în toate sondajele opinie pe care le-a făcut PNL-ul, le-am comandat și am primit rezultatele la absolut toate. Mă uitam pe grupe de vârstă, care e polul votanților. Spre PNL, USR, AUR, PSD, restul partidelor. PNL-ul stă foarte bine, 18-29, 29-44, 44-65. Acolo PNL-ul ia voturi. Cum ai pus 65 plus, așa se face, roșu. La venituri. Venituri mici, roșu. Sau fără venituri, roșu se face, adică PSD. Cum începi cu studii medii, studii liceale, post-liceale, universitare, studii, da? E galben sau albastru, că ia și USR-ul voturi acolo. Cum ai pus fără studii sau cu studii de scurtă, dar nu știu, câteva clase acolo, 2, 3, 4 clase, sau fără studii, așa se face iarăși roșu. Bun. Adică ai zona de votanți, ai PSD-ului, oamenii săraci și foarte săraci, fără perspectivă, fără viitor, oamenii needucați, da? Și într-o altă zonă, oamenii care au 65 plus, zona asta de seniori. Acolo ia și PNL-ul voturi, dar PSD-ul ia mai mult, ia majoritar, ca să zic. Dar asta mă uitam. Acolo unde lumea e săracă și needucată, alea-s bazinile de vot ale PSD-ului. Probabil că cred că unora le și convine să-i țină pe oameni în zona asta. Cu tot omul e mai sărac, cu atât ai și mai needucat, cu atât e mai vulnerabil. Vulnerabil la ce?
la o sticlă de ulei, la o pungă de făină, la 50 de lei, 100 de lei, la o sticlă de vin, la un pachet de țigări, e vulnerabil. Nu poți duce în mijloc la Piatra Neamț, nu poți duce undeva să-i spui, domnule, vină și votează cu X partid că îți dau 100 de lei. Nu merge, te ia omul la bătaie, te înjură, pleacă mâine, norocitule de aici. Când te duci acolo unde sunt 5, 6, 7 copii într-o casă, ia-i casnic, el muncește cu ziua și cu ziua câștigă, nu știu, 100 de lei să zic. Și azi muncește, mâine nu muncește, mai muncește două zile, mai stă trei acasă și ăla e tot venitul. Când îi dai 100 de lei e mare. 100 de lei e mare. Și ce să-i spui omului? Domne, știi că conștiința, că nu-i bine, că... Doctrina. Că doctrina, că nu-i bine, că îți vinzi votul, că uite, că dacă îi împar 100 de lei, care o dată la 4 ani, la 300 ori 4, la nu știu cât ies, 1000 și ceva de zile, practic ies 0,16 bani pe zi, practic tu ai vândut pentru aia. Că am făcut și noi calculele astea, ca să le explicăm la oameni. Nu contează. Pentru că nu contează, pentru că realitatea lui, care e corectă de altfel și percepția lui care e corectă, e azi pentru mâine, mâine pentru poimâine. Omul nu gândește avangardist, domnule, ce fac la anul, ce fac la vară, unde mă duc în concediu, unde îmi plasez, nu știu, niște bani, ce cumpăr, ce rată am la bancă, ce job schimb. Păi nu, și atunci... omul gândește în percepția ce fac mâine, ce le dau eu la copiii ăia, 5, 6, 7 care ai acasă de mâncare. Și atunci și... trebuie să plecăm de la educație. Obligatoriu. Obligatoriu și educație, nu știu, educația nu neapărat care coboară de la nivel central în jos, ar trebui găsit formă educațională acolo, adică statul să permită și să oblige cumva, nu știu, pe rând Consiliul de Stat sau primăria respectivă să facă ceva cu oamenii ăia, să-i... Programe sunt. Să-i educe, să-i califice, să-i recalifice, adică facem conversiile aia profesionale. Eu mă gândesc prima dată la copii aceia. Facem conversiile aia profesionale pe Pozdru, pe OIR, pe Pozdru. Păi acolo ar trebui făcut. Acolo ia-i mă, adune-i pe oamenii, hai să-i calificăm, să-i facem ceva. Să gândim o formă de asociere acolo, o fabricuță, ceva de făcut lemn, de făcut ceva, primăria să o gândească. Să-i angajeze pe oamenii acolo, îi califică în ceva, întâmplar. Dau un exemplu, nu știu, sunt multe variante. Le-ai calificat ăia, 100 de bărbați de acolo, întâmplari. Din întâmplare, ai făcut o fabricuță acolo, ceva, faci ceva, vinzi, gândești o chestie. Cu stimulente de la stat, ceva, gândești o chestie. Copiii, amici, trebuie duși obligatoriu la grădiniță, la școală. Ar trebui să meargă la școală obligatoriu, pentru că nu toți avem vocație să... și nici posibilități, până la urmă, să ajungi la o facultate să fii nu știu ce. Și sunt și foarte mulți cu facultate care sunt mult mai slabi decât cei care nu au facultate. Dar acolo tinerii ar trebui băgați într-un program obligatoriu. 1-12, dar cu școală profesională. Și... de când iese din școală, din liceu, scuzați, și termină acum, după 13 clase, că la profesional cred că faci 13, 5 clase, să ieși cu o calificare de tâmplar, de sudor, de nu știu ceva, să ieși cu o calificare de acolo ca să poți să-ți vinzi experiența ta pe piața muncii. Să te poți angaja undeva pe 2500, 2000 de lei, 3000 de lei, în timp că aveți experiență, ești un meseriaș bun, poți să câștigi foarte mulți bani. Dar îi dai o șansă în viață. Dacă el îl trimite taică-sul cu maică-sul, că am uitat și eu, îl trimite, domnule, ce faci? Paște vaca, du vaca. Dacă o are. Dacă o are, da. Du vaca, aduci vaca. Bă, copilul n-are ce să știe. Și ajungi la 18-19 ani, săracul e pierdut social, ca să zic așa. Abrutizat. Pentru că dă și de în patima alcoolului, de mic și mai multe lucruri. Exact. Da. Adică trebuie gândit ceva de la nivel macro-național, dar pe o zonă de asta în care primăriile alea să fie susținute și obligate să facă ceva și deținești de calitatea primarului. Dacă ai un primar bun, care știe să facă treabă și aplica pentru comunitatea, găsește soluții, nu pentru toți, dar pentru o parte. Dacă ai un primar care te interesează doar de asociația lui agricolă, cum să-și umple buzunarele cu bani, să ia pământul la toți oamenii ăia, care el, asociația agricolă cu Amanta, ai grija lui să-ți ai jeep bun, mașină de 70.000, 70.000 de euro, numai cum te interesează de ăla care moare de foame. Da. Deci, bă, e bine așa, e bine așa. Vedeți, am început... De asta zic. Am început optimist. Da, cu cât lumea e mai educată... Păi haideți să o educăm atunci. Asta e obligatoriu, educația e chintesența. Cu cât omul e mai educat, cu atât perspectivele lui de a evolua în viață sunt mai mari. Asta e clar. Nu spun că trebuie să voteze cu cineva sau cu altcineva, nu, cât e mai clar, educat. E clar, da. Discerne fiecare.
Dar omul, cu cât e mai educat, cu atât perspectivele lui în viață de a ajunge ceva, de a fi într-o funcție, de a câștiga un ban, de a avea o viziune, de a avea niște repere solide în societate. De a nu fi atât de ușor de manipulat. Păi, și televiziunea face manipulare. Astăzi, televiziunea, presa, în general, face manipulare. De asta, cât ești mai... Să știți că toată lumea face manipulare. Manipulare se face de la funcția de președinte, prin sistemul de comunicare, guvern, până la ultimul, corect. Toată lumea face manipulare. Da, cu cât ești mai inteligent, cu atât îți dai seama mai bine dacă ești sau nu manipulat. Da. Ne oprim aici cu emisiunea. Ne oprim aici, altă dată poate vorbim și, știu, o să ne permită și de o zonă de ce vrem să facem. Ce ne propunem să facem, care sunt obiectivele noastre pentru Neamț și ce ne interesează să dezvoltăm pe zone. Pe zona Romului, pe zona Piatra, pe zona de munte. Vă aștept cu drag. Sigur că da. Și eu mulțumesc frumos de invitație. Ne oprim aici. Să reținem câteva lucruri. Oameni buni, PNL-ul este cam gata cu candidații. Știm în momentul ăsta și candidații din zonele cele mai importante din județ. La PNL garnitura parlamentară se înnoiește în Neamț. Să reținem și un ultim aspect pe care îl consider cel mai important, că trebuie acest stat român să-și asume odată o reformă a învățământului adevărată. Fără o reformă a învățământului adevărată, poate le dă Dumnezeu gândul cel bun după alegeri și după ce se așează lucrurile, nu avem nici o șansă să progresăm. Ne oprim aici, cele bune, încă o dată mulțumesc. Mulțumesc și eu frumos. Și să ne vedem cu bine.